Mii de protestatari din Sri Lanka au intrat în reședința din Colombo a președintelui țării în cadrul unui protest provocat de criza economică fără precedent prin care trece țara. Imaginile obținute de BBC arată zeci de protestatari care fac baie în piscina președintelui. Conform Digi24.ro, manifestanții au cerut demisia președintelui, pe care îl consideră vinovat pentru dezastrul economic din țară. Acesta a reușit să fugă cu doar câteva minute înainte ca manifestanții să invadeze curtea Palatului Prezidențial. Președintele a fost escortat într-un loc sigur, este în continuare președintele, este protejat de o unitate militară. Anterior, canalele de televiziune locală au difuzat imagini cu sute de persoane escaladând gardurile Palatului Prezidențial din centrul capitalei. Zeci de mii de oameni protestează constant în Sri Lanka, deoarece țara se confruntă cu o inflație galopantă și grave penurii de carburant, electricitate și alimente.